Au venit cu două tramvaie, foarte bine, după 34 de ani, pe care le întorc aici într-un ridicol de neimaginat în intersecția din barieră. Două tramvaie care se plimbă unul după altul, cel puțin așa am văzut astăzi. Aduceți, domnule, 10-20 de tramvaie, cum sunt la Galați, cum sunt în toată România. Și vedeți că atunci lumea vă va aplauda. Despre autobuze ce să mai spun? Arată jalnic. Nu există un sistem de întreținere al lor. Nu există un management specific în toată lumea asta. Mizerie, nepăsare, indolență, absolut nimica. Bun pentru oameni. Servicii pentru animalele de companie. An la rândul. S-a bătut cu pumnul în piept, cu cărămida, cu bolovanul, cu ce... au omorât animale nevinovate. Că acelea au apărut așa, din senin, tot din nepăsarea lor, a părinților lui politici. Trebuie să ne respectăm animalele, fie ele și comunitare, pentru că așa este civilizat într-o lume civilizată. Da, acest sistem are nevoie de conectivitate. Norocul nostru este că ne aflăm la o răscruce de drumuri. Cu siguranță, în câțiva ani, drumurile expres vor fi o realitate, iar acest pod va fi și el valorificat, dar nu este totul. Brăila trebuie să se dezvolte într-o infrastructură metropolitană. Brăila are nevoie de forță de muncă. Are nevoie de zona periurbană în care poate dezvolta parcurile industriale. În care poate dezvolta conexiunea orașului cu aceste comunități. În final, vreau să fac un rezumat, așa cum îl realizează un concept european să modelăm împreună viitorul orașelor. Let's shape the future of cities together. Dezvoltarea unui oraș ține de modul în care știu să transforme cetățenii lor, dar și alți actori de la nivelul local, mediul academic și de business, în agenți de dezvoltare. Cu cât mai mulți oameni implicați în dezvoltarea unui oraș, cu atât viitorul acelui oraș este mai bun. Dezvoltarea vine întotdeauna de la oameni pentru oameni. Încă o dată, mulțumesc colegilor mei, niște oameni deosebiți, oameni care au arătat în fiecare clipă și toată viața lor că au ceva de spus și din punct de vedere, în primul rând, din punct de vedere profesional și n-au trecut întâi prin filtrul partidului, prin sediul partidului. Au venit la partid după o experiență și cu un CV bogat. Așa cum am făcut-o și eu. De aceea, pe 9 iunie, trebuie să însemne un nou început pentru ca Brăila să renască prin noi. Vă mulțumesc!